Bună, dragi lei, aceasta este talarea voastră pentru luna martie. Să vedem care este energia generală pentru voi în această lună. Să vedem ce cărți aveți de tarot. Ok, împărăteasa, asul de monede, carul, prințul de monede. Ok, și aici avem relații, intimitate, acceptare, încredere, libertate, intuiție, instinct, foarte frumos, un leu aici, încredere și dorințe, pasiune, țeluri. Ok, într-adevăr, vă doriți foarte multe lucruri, poate și pe plan material, cât și pe plan personal, relații mai ales, tot avem cartea relațiilor acolo. Vă doriți foarte mult să începeți poate ceva nou, ceva fresh, ceva diferit în relațiile voastre, să investiți în ceva, doriți să investiți în ceva, atenția voastră, să cuceriți, să construiți cu cineva, poate partenerul de viață. Poate cu cineva diferit, cineva nou, simt așa o dorință de creație în această lună pentru voi. Energia voastră generală este una foarte plină de dorință de a crea. Doriți să creați ceva nou cu asul de monede, un nou început pe partea asta de carieră, pe partea profesională. Sunteți foarte dispus să încercați, să riscați foarte mult. Trebuie să vă ascultați foarte mult intuiția în această lună, clar, cu această carte aici, intuiție. Să sesizați, într-un fel să înțelegeți, să aflați, să știți ceva, doriți să cunoașteți ceva, vă îndreptați către ceva nou, poate o dorință, vă doriți foarte mult ceva, o pasiune, simțiți nevoia de ceva nou, ceva diferit, unic, ceva mai stabil, poate să investiți și la propriu, de ce nu? Partea asta materială va atrage în această lună foarte mult, dar și stabilitate financiară doriți să aveți în această lună mai mult sau vă îndreptați către această stabilitate financiară. E ceva care va atrage foarte mult atenția, carul poate aveți de-a face cu cineva din zodia Arac, dar și o balanță sau un taur în această lună poate aveți de-a face cu una dintre aceste zodii și sau să cooperați, să lucrați împreună, de ce nu? Este ceva stabil aici, este ceva interesant, creativ, doriți să creați, să construiți. Să vedem la capitolul iubire. Ok. 9 de bâte. 2 de cupe, prințul de săbii, 2 de bâte, mă. Și foarte interesant cum au ieșit aceste două cărți, regele și regina de spade. Da, dacă sunteți într-o relație, această persoană se aseamănă foarte mult cu voi, foarte mult, adică este sufletul vostru pereche și avem aici oarecum o confirmare cu regele de spade și regina de spade. Sunt două persoane foarte asemănătoare. E o pereche aici, clar. Doriți să cuceriți lumea în această lună. Foarte mult. Aveți niște standarde foarte înalte, foarte ridicate, niște dorințe foarte greu de atins, poate, și de aceea doriți să faceți tot posibilul să mergeți către ele, să vă autodepășiți, să investiți. Să creați, doriți să creați așa un imperiu, așa simt, cu 2 de bâte aici și la capitolul iubire. Doriți să testați, să cuceriți lumea, să nu știu, să cuceriți poate o persoană, ca să nu sunteți într-o relație, să vă îndreptați către o persoană foarte puternică, o persoană care se asemănă foarte mult cu voi, poate cineva dintr-o zodie de aer. Gemeni, vărsător, balanță, este o persoană foarte neînfricată, directă, luptătoare
și doriți să o cuceriți sau să vă îndreptați către acea persoană și să vă ascultați, da, intuiția. În această lună ascultați-vă foarte mult intuiția, că este o persoană destul de puternică ca și voi. Și s-ar putea să faceți casă bună, da? De ce nu? Sau cunoașteți mai bine, poate doriți să cunoașteți pe cineva mai bine. În orice caz, ideea de relații în această lună este destul de accentuată. Vă doriți acea libertate de exprimare, libertatea în mișcare, foarte multă mișcare aici, da? Doriți foarte multă mișcare, multă libertate, mult aer. Doriți să vă uniți cu cineva asemănător vouă, foarte mult vă doriți acest lucru. Poate ați găsit această persoană, dacă nu, în luna martie aveți foarte mari șanse să găsiți acea persoană care se aseamănă foarte mult cu voi. Dar, având în vedere că sunt foarte multe cărți aici de aer și de foc, aveți grijă să nu lipsească acel echilibru emoțional, acel echilibru emoțional, să vă înțeleagă și din punct de vedere emoțional, dar probabil vă doriți ceva mai activ, ceva mai energic, poate, nu știu, nu vă doriți ceva așa foarte emotiv, emoțional. Nu vă doriți o relație în care să primeze atât de mult sentimentele, cine știe. Nu știu, poate vă doriți ceva mai mult, poate vă doriți o relație cu mai multă acțiune, ceva de genul. Să călătoriți împreună, să construiți împreună, să faceți ceva împreună, să faceți lucruri mărețe, adică nu orice lucruri mărețe. Ambiții, văd aici foarte multe ambiții. Da, clar, sunteți două persoane asemănătoare, două persoane directe, puse pe treabă. Sunteți foarte puși pe treabă în această lună. Multă mișcare în această lună, clar. Să vedem și la capitolul carieră. Doi de monede, din nou carte cu doi. Cifra 2. Împăratul, wow, dacă nu era destulă, nu era îndeajuns de multă putere în această etalare și, culmea, puterea. Cartea voastră. Sunteți foarte voi în această lună. Sunteți foarte voi, cu adevărat. Poate, nu știu, o să vă simțiți foarte împliniți în această lună, din multe puncte de vedere, sau foarte puși pe treabă, așa simt. Parcă nu mai aveți răbdare, poate vreți să începeți foarte multe lucruri, clar cu doi aici, doi de monede, doi de cupe, doi de băte, poate oscilați, nu știu, între două variante, vreți să începeți două lucruri deodată, două activități, să vă împărțiți în mai multe locuri, să fiți mai flexibili, să jonglați așa cu responsabilitățile sau cu sarcinile din viața voastră. Vă doriți foarte mult acest lucru, cu împăratul, foarte multă dorință de putere și aici puterea, clar, deci multă dorință de putere de a fi un șef de... Poate sunteți puși în această situație, în această lună, să deveniți un șef la locul de muncă sau să lucrați cu oameni care conduc o firmă sau manageri și chestii de genul acesta, adică în funcții de astea înaltă de conducere, sau doriți să începeți ceva pe cont propriu, să fiți șeful vostru, să nu aveți șef pur și simplu. Cumpăratul, deci poate aveți de-a face cu un alt berbec, de fapt cu un berbec sau cu un alt leu. Sunteți foarte neînfricat în această lună și riscați, cred că riscați neapărat destul de mult, dar riscați foarte mult pe plan profesional în această lună. Vă atrage acest lucru. Parcă doriți foarte mult să încercați ceva nou, ceva tare. Nu știu, doriți senzații tare așa pe plan profesional. Să investiți, să vă îndreptați atenția către un domeniu mai dificil, mai greu, dar faceți față, adică sunteți puternic, sunteți pregătit pentru acel lucru. Să vedem și alte mesaje importante. Ok. Doi de săbii. Deci avem toate cărțile de doi. Din tarot. Doi de săbii, doi de băte. Regina de băte. Roata norocului. Și cinci de săbii. Clar, dacă nu știți ceea ce... Nu știu, dacă nu știți ce trebuie să faceți în această lună,
și sunteți puși așa în situația de a alege, încercați să vă conectați la această intuiție, la instinctul vostru, pentru că știți mai bine ceea ce aveți de făcut, și să vă lăsați ghidați de această forță creativă, creatoare chiar, cu împărăteasa, și să alegeți, dacă trebuie să alegeți, dar cred că va fi mai mult pe partea asta de carieră, partea profesională, lucruri din viață. Nu să alegeți între două persoane, pentru că singura este o persoană destul de pregătită pentru voi, destul de asemănătoare cu voi, pe care o veți întâlni sau pe care ați întâlnit-o deja sau pe care urmează să o întâlniți și care să vă facă față, doriți să vă facă față, cineva care să lupte pentru voi sau să fie un luptător în general în viața asta, fie o persoană destul de matură, dar cum aș zis, nu vă să alegeți dintre două persoane, ci pur și simplu poate dintre două lucruri, două situații din viața voastră sau un alt proiect, să începeți un alt proiect, sunteți așa puși pe treabă, cum aș zis, puși pe acțiune, roata norocului, wow, schimbări majore. Se schimbă roata, schimbați foarte mult roata. Destinul, se schimbă destinul în această lună sau începe să schimbați. Deci, ca și cum nu mai așteptați nimic, de la nimeni, și construiți singuri, singuri. Și vă puneți pe treabă. Și în acel moment începe să se schimbe și destinul vostru să vă îndepliniți misiunea, poate. Regina de Bâte, din nou, ideea de putere. Deci este o figură feminină de data aceasta, dar care. Și aici, din nou, împărăteasa, deci două figuri feminine care emană așa foarte multă adrenalină, foarte multă acțiune, foarte multă dorință de a crea, de a face. Deci doriți să puneți lucrurile în mișcare cu roata norocului, da? Se schimbă lucrurile, se mișcă lucrurile în sfârșit și pentru voi. Cu 5 de săbii, poate. 5 de săbii. Poate aveți de-a face cu niște persoane care v-au trătat în trecut. În sfârșit se schimbă karma pentru aceste persoane. În sfârșit scăpați de aceste persoane. Pentru că roata norocului mai înseamnă și să scap de ceva, de trădări, de lucruri nu tocmai ok. Situații nefavorabile și așa mai departe. Deci probabil scăpați de aceste persoane care v-au făcut rău, care v-au dăunat. Dar simt așa că erau mai mult, erau niște persoane mai de la distanță. Niște persoane din nu apropiate vouă, poate de la locul de muncă și, în sfârșit, poate vă schimbați locul de muncă în această lună, da? Și scăpați de acele persoane sau vă debarasați complet, ajungeți la o stabilitate financiară, vă permiteți mai multe sau doriți sau tânjiți, vă îndreptați către acel lucru, să deveniți mai stabil financiar ca să nu mai lucrați cu niște persoane nu tocmai ok, care, nu știu, nu v-au făcut bine sau să nu mai depindeți de acele persoane, în orice caz. Cineva care v-a trădat aici sau cineva care a vrut să câștige cu orice preț, prin orice mijloc, cineva care nu ascultă, o situație, un conflict, niște persoane conflictuale, dar pe ansamblu este o lună foarte bună pentru voi, foarte, foarte bună, plină de pasiune, de foc, de adrenalină, de mișcare și cel mai probabil nu o să stați și foarte bine să nu stați în această lună pentru că n-aveți de ce. Aveți foarte multe lucruri și idei și dorințe, cum am și văzut aici, dorințe de a pune lucrurile în practică, de a face ceva pentru dorințele voastre, pentru pasiunile voastre, pentru ambițiile voastre. Aveți niște ambiții foarte înalte, țeluri, de fapt, foarte înalte și doriți să ajungeți acolo și în această lună aveți foarte multă putere și forță de muncă să vă îndreptați către acele dorințe. Foarte și să aveți pe cineva alături de voi care este la fel ca voi sau să întâlniți în momentul în care depuneți acest efort, să întâlniți această persoană care este destul de asemănătoare cu voi și să construiți ceva împreună. Da, o lună destul de frumoasă pentru voi. Vă doresc o lună extraordinară și eu îți mulțumesc că te-ai uitat. Noi ne revedem data viitoare. Pa!